E un freamăt în creștere în PNL, a început încă de la sfârșitul anului trecut, când răzbăteau informații despre critici aduse fostului premier Orban pentru felul în care a negociat împărțirea ministerelor în coaliție. Acum criticii au ieșit la înaintare și știm deja o parte din ei și ce anume îi reproșează de data asta deschis președintelui partidului. Nu e clar cât de solidă e această tabără, pentru că Orban are în continuare foarte mulți susținători care îi recunosc meritele de premier într-o perioadă foarte complicată. Greșeli la guvernare și greșeli în modul de a conduce partidul. Astea sunt acuzațiile pe care unii liberali îi le aduc lui Ludovic Orban, iar potrivit acestora, fostul premier ar trebui să plece din funcția de președinte PNL. Această grupare, așa cum ați auzit, cum am mai spus, își dorește, până la urmă, o altă abordare în ceea ce privește managementul partidului. Pentru că în ultimul timp am avut ceva probleme, am și pierdut alegerile parlamentare și considerăm că trebuie o schimbare de opinie și o schimbare de abordare și o reîmprospătare a Partidului Național Liberal. Domnul Ludovic Orban are meritele sale. A fost un președinte cu care am câștigat alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale. Însă, în acest moment, domnul Ludovic Orban, mai ales după ceea ce s-a întâmplat după alegerile generale, observăm că și-a atins limitele și a luat câteva decizii care au fost în defavoarea Partidului Național Liberal și a viitorului Partidului Național Liberal. Și Rareș Bogdan este de părere că sub Ludovic Orban partidul nu mai poate crește și a cerut fostului premier să cedeze șefia PNL. De partea cealaltă sunt voci care nu văd oportună o schimbare la vârful partidului, mai ales că Orban a reușit să guverneze decent într-o perioadă extrem de grea. Rareș Bogdan este o persoană mai directă, întreaga lui carieră de jurnalist, de om care spune lucruri, nu putea fi anihilată de intrarea lui în politică. Este un om care are ceva de spus, spune, e maniera lui de exprimare și n-aș putea să o cataloghez ca un atac, ci pur și simplu este o declarație de intenție în care Rareș, în numele unui grup despre care vorbește, anunță membrii Partidului Național Liberal, în interiorul Partidului Românii, că opinia domniei sale și a celor din jurul lui este că partidul are nevoie de o schimbare și că grupul din care face parte va oferi o alternativă Partidului Național Liberal. Nu-l văd ca un atac, nu-l văd ca declanșarea competiției electorale puțin mai repede și o declarație de intenție vizând competiția pentru președinția partidului. Dar o dezbatere și o concluzie sunt necesare după această perioadă, mai spun unii liberali. Pe mine mă bucură, dincolo de anumite titluri mai senzaționale, cu scandal, război și așa mai departe, cred că sunt elemente care țin de democrație, de dezbatere internă, de dialog, de lucrurile firești până la urmă într-un proces de reașezare a partidului după 2 ani în care am avut 4 alegeri, 3 dintre ele câștigate în mod categoric. Sigur, a patra am ieșit pe locul 2, așa cum se știe, dar într-o perioadă specială, într-o perioadă de pandemie, într-o perioadă în care guvernul liberal s-a confruntat cu provocări cu care lumea, până la urmă, nu s-a mai confruntat în ultimul secol. Declarațiile vin în contextul în care liberalii discută intens în această perioadă despre organizarea Congresului Ordinar al Partidului, la care va fi ales noul președinte. Pe de o parte, Ludovic Orban ar vrea acest congres în vară, în timp ce contestatarii săi ar vrea să fie undeva în toamnă.